Ne-am întors în direct, stimați spectatori, o ediție specială, o ediție în care echipele Departamentului de Știri se află în teren, atât în zona Piaței Guvernului, cât și în Piața Guvernului, după cum se vede și în imagini, dă imagine puțin pe postedii. După cum se vede în imagini, jandarmii și poliția au restabilit perimetrul central al pieței, adică nu mai sunt protestatari lipiți, cum ar fi de gardul guvernului. Sunt în centru, acolo unde clasic încep protestele în Piața Victoriei. Am și o veste mai puțin plăcută, nu dramatică, că nu dramatizăm. Colegul care vă prezenta imaginile pe care le vedeți acum, camera lui a fost preluată de un alt cameraman B1 TV. Colegul nostru care se afla acolo în urma folosirii gazelor lacrimogene la momentul... 3, nu gaze lacrimogene. Domne, eu îți spun ce mi-a spus reporterul de teren, Mircea. În urma folosirii de către forțele de ordine a gazelor lacrimogene, copilul are iritații foarte, foarte grave, a cerut ajutor medical, a fost înlocuit din redacția noastră de către un alt cameraman. Nimic dramatic, am vrut să vă spun, și nu este singurul jurnalist sau reprezentant al televiziunilor care a pățit acest lucru, toți cei care se aflau în zona aceea de conflict, de incidente minore între protestatari și jandarmi, au avut de suferit. Astea sunt riscurile meseriei de ziarist, o meserie foarte complicată. Plângeți, este meseria care dă cele mai multe victime în fiecare an. Domnul, alo, alo. În afară de militari, în afară de militari, sunteți a treia, patra putere în stat, da. În afară de militari, magistrații, da. În frunt aceleași riscuri, mor în Afganistan, că dau lege separată ca militarilor. Avem surse care ne spun că într-adevăr se caută sau se urmărește intrarea cu forța în guvernul României. Asta eu cred că este o manipulare. Sper să fie o manipulare. Dacă e reală... Prima repetiție s-a încheiat, urmează a doua, a treia. Doamna Dăncilă trebuie să ia exemplu cota și să-și dea demisia. Nu văd ce scop ar avea oamenii din imagine să intre în clădirea guvernului la noapte. Demisia guvernului. Păi demisia au fost cere în stradă, nu? Trebuie să intre în clădire. Eu nu cred. Nu obții în stradă niciodată. Nu cred așa ceva. Eu sper să ai dreptate tu, Sulugiule, pentru că n-ar avea nicio logică. Nu cred așa ceva. Mai repet o dată. Forțele de ordine va apăra clădirea aia la guvernului, că în guvern cred că sunt foarte puține persoane, că e vine și mâine nu o să fie chiar decât portarul și grefierul sau nu știu ce Dumnezeu pe acolo. Deci, din păcate, lucrurile, eu sper să, sau din fericire pentru cetățenii români, sper să se termine totul normal, să se desfășoare cât mai aproape de normal. Incidente, repet, vor fi. În seara asta sunt foarte multe voci, sunt foarte multe voci care spun că în spatele unui meeting corect, moral corect din punctul lor de vedere al diasporei, se ascund interesele. Absolut. Uite și Dogaru e unul dintre ei. Interese oculte ale serviciilor străine, ale lor care ne vor rău, care vor destabilizarea României. Eu nu cred. De fiecare dată s-a întâmplat așa. Am rămas în pielea goală, ne-au furat tot. Noi cu lozincile despre democrație și cu bogățiile subsolului românesc. Asta e. Aceștia sunt jandarmii de intervenție, dar pe spatele multora, stimați telespectatori, scrie dialog sau negociator. Jandarmii au în rândurile lor, în acest dispozitiv de la Piața Victoriei, și negociatori, oameni care, uitați, de exemplu, jandarmul din imagine care filmează nu este jandarm de intervenție, este de la jandarmerie, dar se ocupă cu filmările pentru stabilirea, identificarea și stabilirea unor instigatori, unor rău intenționați care din interiorul participanților, dar nefiind real participant, ci doar un instigator vremelnic și nedorit acolo, să poată tensiona lucrurile. Sau poate să-i depisteze pe colegii străini care au venit aici pe post de diasporă românească. Adică cum? Poate să-i depisteze pe colegii străini. Ai citit prea multe cărți polițiște. O adunare... Finalul meeting-ului... Acum, facem și noi o predicție. Facem o predicție. Finalul meeting-ului, domnul Sulugiu, care va fi? Efectul final al acestui meeting. Duminică spre luni... Nici nu o să fie o fâsie, ale... Și nici nu se schimbă soarta României și a cetățenilor români începând de luni. Domnul Dogaru. De dorit este ca finalul meetingului, adică duminică spre luni, doamna Dăncilă să-și dea demisia după exemplu Ponta. Da, oameni buni, a venit momentul pe care sunt convins că l-așteptați toți cei de acasă, momentul în care Teddy și echipa din regie vor deschide
deschide telefoanele, adică ele sunt deschise, le vor pune în linie telefoane la care... De luni vor spune, Iulica, să vorbesc un minut cu oamenii. Telefoane la care, așa cum v-am spus de la început, sunați, cum știți că la emisiunea asta și la televiziunea asta puteți suna necenzurat, nemanipulat, spuneți ce vreți voi. Sunați, de ce? Pentru că sunteți milioane care n-ați putut, sau poate n-ați vrut, să fiți în Piața Victoriei azi. Aveți ocazia, nu toți, aia care au șansa să prindă o linie liberă, să intrați în direct și să participați la, nu-i spun meeting, la acțiunea pe care B1 o organizează împreună cu Surugiu și cu Dogaru, adică această emisiune care vă stă la dispoziție. Acum eu cred că cei care conduc în seara asta, ei trebuie să ia în calcul și un lucru, că au fost proteste de 100 de mii de oameni, de 200 de mii de oameni și nu s-a întâmplat nimic. Corect. În viață și experiența în multor țări s-au întâmplat lucruri mult mai grave cu un număr mult mai mic de participanți. Dar de ce s-a întâmplat acum ceva? Se întâmplă că sau se va întâmpla, pentru că românii își doresc incidente, am spus de la început. Da? Am spus de la început că incidente vor exista. Că nu au cum să nu existe, dar trebuie să le dea de gândit politicienilor ce vor face de luni încolo. De ce este nevoie de organizatori? Pentru că dacă apar infiltrații care deturnează în altă direcție, organizatorul spune mitingul la sfârșit. Bine, Nicule, ești în direct 30 de secunde, zi repede. Da. Deci vă trebuie toate răspunsurile exacte. Deci acum, cu 5 zile înainte de întrunirea celor două guverne, israelian și român, pentru că anumite corporații au interesul ca israelini să nu pună mâna pe zăcămintele de... Hai mă, Nicolae, de-aia fac ăștia, de-aia fac oamenii ăștia meeting pentru ce spui tu? Doresc să schimbe proprietarii de drept. Ați văzut faptul că ambasadorul din Statele Unite... Nicule, oprește-te puțin. Dacă tu invoci Israelul și Statele Unite ca explicație la protestul ăsta, ori eu nu mă pricep, ori tu bați câmpina... Din potrivă, n-au invocat Israelul și Statele Unite. Alții, care sunt alții? Păi Germania, Franța, e bătălia între europenii din vest. Bine, și alianța israeliană-americană. Nicolae, cum se va termina meeting-ul ăsta? Eu sper să nu se termine cu drone a la Maduro, că atunci chiar am dat de berea mare. Mersi mult de tot. Să rămână, Laura. Bună ziua, domnul Tudor. Fiți amabil, vă rog, 2 minute vă vorbesc, nu mi închideți telefonul. Te ascult. Dumneavoastră ați spus că cei care au venit sunt copiii care ne întreține cu bani. Da, domnul Tudor. Cei care sunt dincolo și copilul meu este dincolo, ne întreține cu bani. Că în statul român, să vă spun, până n-am mărit pensia, după nu știu câți ani de învățământ, am avut pensie 420 de lei. Dacă credeți că puteți trăi cu aia, foarte bine. Una. A doua. A venit copilul din străinătate, eu sunt din Timișoara, copilul este în București. Nu pot din cauza că sunt bolnavă să mă duc. Doamna Grafini, care e plătită cu 15.000 de euro, ne spune că ne trebuie diplomă de proști. Vă place? Îmi cer eu scuze, Laura. Da, sunt judecată pentru discriminare. Nu mai instiga, asta este instigare. Laura, nu, îmi cer eu scuze, doamna Grapini a avut un derapaj, îmi pare rău. Crede-mă, nu e chiar așa, nu e o femeie chiar așa de rea. Este plătită din banii noștri, dacă stau bine să mă gândesc. Da, din banii tuturor europenilor. Laura, cum crezi? Laura, care-i scopul real, după părerea ta, mai ales că băiatul tău înțeleg că participă? Scopul real care este? A fost și domnul din armată. Domnule, să se ducă guvernul dracului, Doamne, iartă-mă pe românește, pentru că ne-am săturat de el. Vă place ce vocabular are, doamnă? Doamne, am o întrebare la dumneavoastră. Copilul dumneavoastră e supărat numai pe partidul de la guvernare asta sau în general pe toți politicienii care au guvernat țărișoara asta din 90 până încoace? Pentru că toți provincii la putere lumea, dar PSD-ul ne-a dat în cap ca la șobolani. Mulțumesc mult, Laura. Adriane, la Rădăuți, ești în direct. Da. Bună ziua. Bună. Se pare ok. Deci sunt Adrian de Rădăuți, Suceava. Muncesc în Belgia, sunt acum în vacanță. N-am fost astăzi să-mi găsești cu voi. Nu mi se pare ceva normal ca vis-a-vis de o mie de manifestanți care sunt acum să fie 2.000, 3.000 de jandarmi și să, nu știu, mi s-a părut exagerat. Nu e adevărat. Poliția și jandarmeria
poliția va acționa gradual în funcție de numărul de protestatari. Nu uitați că pe rețelele de socializare s-a prezis un număr foarte mare de participanți. Mi se pare normal, cum reacționați. Dar după părerea ta, care trăiești și muncești afară, în diaspora, spune-mi după părerea ta, meeting-ul ăsta are un scop curat, cel declarat de diaspora, sau are... Un scop curat, da, spuneți. Zi, te ascult. Deci, un scop. Scopul este... Justiția trebuie să fie justiție. Conducătorii noștri, care? Guvernul. Trebuie să fie un guvern a tuturor românilor, fără hoție, fără minciună. Atât. Adică tu crezi, pe bune, tu crezi că meeting-ul ăsta o să scoată hoția și minciunea din țară? Nu. Stai copii, stai copii. Părerea mea este că poate de un semnal de alarmă. Bine, mulțumesc mult. Mergem în Germania. Bună ziua, Gavrilă. Vă salut, domnul Barbu. Din Germania vă sun. Sunt în vizită la copii după 26 de ani de muncă afară. Te ascult, oprește sonorul televizorului. Oprește sonorul televizorului, dă-l pe mute și vorbește. Deci sunt în Germania la copii. Așa. După 26 de ani muncit în afară, da? M-am întors în România. România este țara unde trebuie să trăim. Așa. Cei care astăzi sunt în stradă poate că au un motiv. Dar nu se datorează numai PSD-ului, faptul că ei sunt în stradă. Faptul că România a ajuns în situația în care a ajuns acum e datorită tuturor guvernelor care, de după Revoluție, au contribuit la distrugerea României. Mulțumesc mult! Tudore, exact m-a confirmat omul ăsta ce ți-am spus la început de emisiune. Da? Dorule, salut, ești în direct! Vă salut! Scurt, aș vrea să vă povestesc o scurtă dezamăgire completă pentru bucureșteni. E ceva de speriat, nu se poate. Oamenii ăștia au venit tocmai de la mii de kilometri, s-au bătut să apară până aici și ei stau pe străzi sau în case sau fir. Asta am vrut să spun tot, dezamăgire maximă. Îmi vine să plâng. Să nu uitați de manipulările care au fost aduse în spațiu public. Care dreptate. Și sindicatele când organizează și partidele se bazează pe țară. București nu este. Fără partide, fără nimic. Noi sindicatele când organizăm, bucureștenii nu vin. Vine țara. Noi suntem de vină și ne merităm soata. Mă, îl bucur și îl fericit pe Dragnea. E de o mare tristețe ce spune omul ăsta, da? Dorule, ai nu numai aprecierea, ai și gândurile mele cele mai curate și bune, pentru că m-am regăsit, într-o mare parte, da. M-am regăsit în ce spui. Tudore, nu mersi mult, Doru. Sindicatele, nu, ce se caute acolo? Da? Hai să spun ceva, Surugiule. Ne cunoaștem de ani de zile. Așa. Tu vezi imaginea pe care o prezintă colegii mei? Nu sunt eu, mai văd. Da, sunt 1000 de oameni acum. Sunt 7000, da? Da, așa. Pe 7000 de oameni într-un oraș. Îți mai repet o dată, vezi că e 17 și 10. La ora 11. Vrei să-ți arăt ce s-a întâmplat la ora asta cu meeting-ul ordonanței 13? La ora 10 ascultă. Vrei să-ți arate Teddy acum ce s-a întâmplat? Știu ce s-a întâmplat, era piața plină. Ordonanța 13, pe care ordonanță 3 sferturi dintre cei din piață nici nu o citiseră vreodată. Și care nu o citiseră, băi, Iuliane. Hai să nu ne mai prostim unul pe altul. Ce a spus omul ăsta e da, dar repet, atenție. S-ar putea ca bucureștenii să nu aibă nimic de reproșat guvernării. Nimic. Și atunci ăsta e motivul pentru care din 2 milioane de oameni, de suflete, acelea în București, să nu fie niciunul în piață. Poate ăsta e motivul. Sau poate ăștia 7000 sunt numai bucureșteni și nu e niciunul din provincie sau din diaspora. Nu știe nimeni. Mergem mai departe. Bună ziua. Gheorghe, salut. Să trăiască domn Barbu, domn Surugiu și domn Dogaru. Repede, 30 de secunde ca să mergem și la alții. 30 de secunde. Protestul ăsta este pentru faptul că a murit un judecător în pușcărie și noi avem doctori buni și nu îi lasă să se angajeze. Exemplu, Sorin Oprescu, Luncan și ăla de la Malacta. Ar trebui să angajeze permanent la pușcărie și n-ar mai muri un judecător. Mulțumesc mult, Gheorghe. Mergem mai departe. Bună ziua! În Spania, Petruța din Spania, deci. Bună Petruța, ești în direct.
În opinia mea, cei de afară au avut un scop să spună nemulțumirile, dar cred că ceva s-a întâmplat și acolo nimeni nu spune ce ne doare. Ce te doare, Petruța? Dacă erai la meeting, ce spuneai? Dacă tu erai la meeting, ce spuneai? Spuneam ca cei care au ambasadele să nu mai ceară atâtea bani pentru orice problemă. Pașapoartele se fac mai scump aici, adică prețul este mai scump decât în țară, de aceea este foarte aglomerat în țară. Iar noi avem multe probleme în privința locului de muncă și spaniolii unora le dau țapă și românii unor spanioli le dau țapă. Iar dacă era o formă de organizare, bun, mă refer în toată lumea, nu numai în Spania. Iartă-mă, ultima, Petruța! Petruța, dintre ai tăi, da? Dintre ai tăi, prieteni, vecini, neamuri de acolo din Spania, a venit cineva la meeting? Păi copiii mei sunt cu mine aici. Am înțeles. Mergem mai departe. În, unde ai zis, adică, în Grecia, Adrian. Salut, Adriane. Da, bună seara, să trăiesc, domnul Barbu. Ia zi, prietene. Scopul acestei adunări este să cadă guvernul și să se facă bănuiesc cel mai bine niște alegeri. Bravo. Alegeri anticipate, pentru că așa ceva nu se mai poate permite. Am înțeles. Dar de ce? Asta e puțin că alegerile prea... Ascultă-mă, Adrian. Da, legal, înțeleg ce vrei să spun. Au fost câștigate de PSD, da, legal. Au fost câștigate, da, corect. Și atunci de ce? Corect, dar de ce să faci altele? Păi cum, da, de ce? Dar situația aceasta se mai poate continua? Nu cred, nu știu, ce suntem, adică despre ce vorbim acum. Să mai spun un lucru. Toți care s-au perindat la guvernare, toți ministrii aceștia, toți au pus mâna pe Biblie și au jurat binele României, că vor face afaceri în folosul României, ca populația să prospere, să țara să prospere, să nu se vândă lucrurile așa pe nimic și să facă afaceri la nivel de minister și nimeni. Am înțeles. Cum crezi? Miliarde. Prietene, cum crezi că se va termina meeting-ul de azi? E de vreme să spunem, să ne pronunțăm. Bravo. E de vreme, trebuie să fim puțin așa. Da. Așteptăm, pentru am că, înțeles, adică tu ești de partea lui Dogaru care spune să mai stăm să se vină seara. Dar nu, bă, să vină seara, Dogaru, cine a spus, asta nu contează. Nu și-ar dori să fie schimbată clasa politică de tot? Băi, întreabă-l, mă! Vrea să te întrebe surugiu ceva. Da. Nu v-ați dori și nu v-ați gândit niciodată că ar fi mai bine, dacă s-ar putea așa, ipotetic acum, că nu cred că o să se poată vreodată în România și pe astăzi, să cei care au făcut politică până acum să rămână departe, separat, acasă, să mai muncească și ei? Adică să schimbe întreaga clasă politică, pentru că s-au tot învârtit când unii, când alții și rezultatul e tot ăla, mergem în jos. Tocmai asta am uitați-vă, vreau să mersi mult de tot. Cât mai avem până la publicitate? Ar trebui să luăm. Luăm după 10 secunde. Mă uit la unul dintre monitoare, Antena 3. Antena 3 scrie acum, mă uit eu, că membrii unor galerii vin spre Piața Victoriei. Îi rog frumos, bă, Gâdea, te rog eu frumos, că ești cea mai tare televiziune de știri. Dă, bă, imagini cu galeriile care vin. Că dacă nu te acuz eu public, Tudor Barbu, de manipulare și de instigare a bucureștenilor, Gâdea, dă imagini, nu da bandă galbenă că vin galeriile către Piața Victoriei. Asta înseamnă manipulare jegoasă, după părerea mea. Sau dacă dă imagini, îmi cer scuze după pauză. Publicitate. Ne-am întors în direct, ăsta nu-i telefonul meu, că eu n-am așa telefon picopsit, este telefonul lui Surugiu. L-am luat ca să-i spun lui Ferraru, băi, nu lui Ferraru, Feru, Silvestru Feru. Fier. Bă, Firu. Fier. Mă rog, a primit foarte multe mesaje, dar pe ăsta l-am ales eu, le-a primit Surugiu, oameni care vor să intre în direct din diaspora și mă ruga Surugiu să-i sunăm noi. Nu, oameni buni, emisiunea asta are un tâlc al ei, o regulă de aur. Nu intră în direct decât cine prinde o legătură. Că altfel, dacă eu l-aș suna pe flăcăul ăsta, prietene, am înțeles, nu, sună și tu pe numerele afișate pe ecran. Nu apela la pile, că n-ai cum. Cât de prieten sunt cu Surugiu, pila lui Surugiu, m-a rugat Surugiu în pauză. Mă, Tudorică, sună-l, că e omul din diaspora. E prieten al meu, din Tescaniu meu, de suflet, de la tata lui, Dumnezeu să-l ginească. Bine, cine e la telefon, Teddy?
Nicolae Ploiești, care a prins o legătură telefonică în direct cu noi. Salut, Nicolae! Salut, domnul Barbu, și pot să confirm că e adevărat ce spuneți. Mă chinui de multă vreme să prind și am reușit să prind legătură. Mă bucur foarte tare că ai prins. Zi! Din Ploiești. Am 55 de ani. Bravo. Și am participat activ la Revoluție. Bravo. În ce sens? În sensul în care efectiv am apărat cu pușca în mână întreprinderea de reparații auto Ploiești. Hai să trecem peste. Hai să trecem peste. De ce este acest meeting? De ce este și cu ce efecte va fi? Asta e întrebarea. Efectele le vom vedea ulterior. Dar de ce cred eu că se întâmplă? În primul rând, hai să dau un exemplu din Ploiești. Apropo de clasa politică, ce se întâmplă? Uitați-vă, spre exemplu, la unul ca și Cosma. Da? Vrem o primărire a casei politice. Ce facem? Ne punem odată, într-un mandat, punem băiatul, într-un mandat, punem fata. Acord cu tine, deci, bun. Deci s-a rezolvat și cu clasa politică primenită, da? Dar nu numai la Ploiești ăsta, cer scuze. Nu numai la Ploiești. Asta este, dacă ne uităm, Meleșcan o pune pe FISA. Sport național. Salul Dăncilă sau FIS-ul Dăncilă și așa mai departe. De ce n-ai venit la meeting dacă ești atât de nemulțumit? Păi, haideți să vă explic de ce n-am venit la meeting. N-am venit la meeting pentru că consider că acum este rândul tinerilor de 30, 35, 40 de ani să facă o schimbare în țara. Eu la 25 de ani am simțit că e nevoie de o schimbare și am participat activ. Auzi, dacă tot ai participat la Revoluție activ, da. Dacă ai dat timp înapoi acum 28 de ani și ai ști că vine Revoluția, te mai duci odată știind ce urmează? Categoric m-aș duce. Bravo. Dar după aceea aș pleca din țară. A, bravo. Bun, inteligent răspuns. Mersi mult de tot. Eu m-aș duce din nou. Hai, mă, termine. Dar aș face altceva. Să mă duc la să mă duc la o revoluție unde au murit mitraliați copii aici. În spatele meu este sala Dallas. Au murit împușcați ca, virgulă, câinii. Ca să ce? Ca în Duminica Orbului 80 și ceva la sută din popor să voteze cu Iliescu și în 2000 să mai voteze o dată. Hai că în 90 am înțeles. Bă, aia era, atât ne ducea capul. Bă, da, în 2000, după 10 ani de la moartea Alvora, să-l pui din nou pe Iliescu președintele României. Wow, da, foarte tare, foarte tare. Efectele revoluției în țara asta au fost minunate, ca dovadă că avem 5 milioane de suflete în diaspora, ca dovadă că nu mai avem economie deloc, ca dovadă că nu mai avem resurse deloc, ca dovadă că nu mai avem armată deloc, ca dovadă că nu mai avem apă. Suntem ultimii la toate capitolele. Ultimii în Europa. Luați voi statisticile, că spuneți că eu sunt nebun. Dacă vrei, n-avem nici dotare la poliție. Bravo. Deci, da, hai să ne înțelegem. Salut, da, asta nu înseamnă că acum trebuie să scoate cineva în țara asta pe noi cei care am făcut revoluția vinovați. Bine. Da? Cornele, de ce ești, mă, la telefon și nu ești la meeting? Să vă dea Dumnezeu sănătate, am probleme medicale și altfel veneam. Iartă-mă. N-am știut. Domnul Barbu, să vă dea Dumnezeu sănătate și la toată lumea. Domnul Barbu, dacă acești politicieni de la Revoluție în coație ne tratează cu dispreț, merită tratați cu ură. A, bravo. Bravo, Corneluș. Să dea Dumnezeu să te faci bine, să fii sănătos. Și în al doilea rând, da, dacă vor să facă politică, da, să se ducă întâi să învețe cizmărie ca neanicul și după aia să vină să ne conducă. Oh. Scurt și la obiect. Oh. Să învețe cizmărie vreo 10-20 de ani și după aia să vină să facă politică. Și diplomația sunt meserii care... Bună, mă, și emisiunea asta necenzurată, bă, dar are derapaje. Corneluș, nu te supăra. Bine. Elena, să rămână aici în direct. Da, bună seara, domnul Barbu. Ce am văzut la televizor nu e bine. În primul front este rezist. De aceea e tot balamucul ăla care este acum acolo. Eu i-am văzut pe cei de la rezist. Nu se poate așa ceva în țara asta. Domnul Barbu, noi ne ducem, muncim, ne chinuim, iar ei se duc acolo și iau bani. Deci nu se poate. În frontul ăla acum, uitați-vă, dumneavoastră nu-i vedeți. Eu am văzut la televizor. Cei de la rezist sunt. Doamna, de ce aici? Ce face domnul Iohannis? Ce face domnul Iohannis? Să vină acolo, doarme, domnul Iohannis. E în concediu la Sibiu. Eu am muncit 41 de ani, nu se poate, nu domnul are Barbu. Ce căuta președintele, deci nu se poate, cei de la rezist, în prima linie, săracii cei din diaspora, cred că au venit să facă un meeting liniștit. Dar în primul rând i-am văzut acolo, nu se poate așa ceva. Mulțumesc mult, Elena, pentru punctul tău de vedere. Asta înseamnă emisiune pe bune, echidistantă. Eu vreau să spun
Clem acolo. Da, măi, știu că mi-am înțeles că e la Sibiu. Domnul regizor, taie, domnule, pe general, să vorbesc și eu, că e că vorbesc cu nimeni. Un lucru, deci, repet, am înțeles că Iohannis este la Sibiu. Nu avea ce să caute acolo. Dăncilă e în concediu. Luăm publicitate și revenim în 2-3 minute. Dar poate să zice domnul... Ne-am întors în direct, oameni buni, imagini din Piața Victoriei, imagini necenzurate, imagini în transmisie direct. Adică asta e realitatea acum, la ora aceasta, acolo. Iată, scoate un pic grafica să se vadă complet ce vă prezintă colegii de la știri. Iată, aceasta este imaginea reală, necenzurată, nemanipulată, nici cu cadre strânse să pară mulți, nici cu cadre din avion să pară că nu-i nimeni. Ăsta este cadru elocvent pentru... protest la ora aceasta, 17:40 de minute. Când vreau să, început la ora vreau să vă spun, imediat că o să mergem la telefon, vreau să vă spun așa. Dacă diaspora va calibra acest protest la ce vedem acum, mesajul diaspora este cu Iohannis, iar Iohannis are în spate diaspora, s-a terminat definitiv și revocabil. Deci, repet, dacă asta e diaspora și asta se va constata că e până la final, o mare problemă are însuși președinte României. Dacă diseară lucrurile vor fi altfel și piața va fi plină, putem discuta. Mare atenție, că v-am spus la începutul emisiunii, poate fi împotriva lui Dragnea, dar poate fi și împotriva lui Klaus Werner Iohannis. Pe cine avem la telefon, Teddy? Până la urmă te duci tot și ajungi la concluzia că e miting politic. Miting politic fără doar ce poate. Salut, Mihai, ești în direct. Bună ziua! Bună! Eu, domnul Tudor, noi am, până s-a ajuns matale parlamentar, am mai discutat când erai pe la Dan Diaconescu pe acolo și îți spuneam un lucru care îl repet și acum. România nu are lege fundamentală, așa cum au nenorociți ăștia de americani, care sunt vreo 360 de milioane de suflete și ea dăinuie de la George Washington încoace, la vreo 37 de președinți, de peste 100 și 5, peste 50 de ani. Închideți telefonul, nu știe istorie. Nu sunt 30 ceva, sunt 40 ceva de președinți, nu are 100 ceva de ani, ci are 200 ceva de ani. Mersi mult de tot. Mergem, n-are nici 300 ceva de milioane de locuitori, are undeva la până în 300 de milioane de locuitori au stat în timp. Nicolae, în Suedia, ești în direct. Da, bună ziua. Păi de ce ești, prietene? De ce ești în Suedia și nu ești în Piața Victoriei? Eu mă pregătesc, mă duc în la ambasadă și protest în seara asta. Bravo, ce soliciți? Ce protestezi? Poftim? De ce protestezi? Ce soliciți? E bine în România. De solicit o țară ca Suedia. Păi durează și alu. Atunci îți trebuie un protest care să dureze vreo 60 de ani, mă, prietene. Cred că vreo 100 de ani. Bravo, mă bucur că ești conștient. Dar spune-mi... Da, bineînțeles. Da, dar știți de ce v-am sunat mai mult? Când eu am plecat din țara asta, pe timpul lui Ceaușescu, am fost expulzat cu familia, cu doi copii și cu nevasta, cu 30 de ani. Și vreau să, din tot sufletul, să-i felicit pe acei o mână de oameni care au venit din toată Europa și de peste ocean și acum, după 100 de ani, au primit și primesc românii cea mai grea și cea mai dureroasă palmă din istoria României. O mână de oameni care au venit pe peste hotare ca să facă ce? Ceilalți stau și privesc la televizor și bate de... Știi cum? Este cea mai mare palmă pentru bucureșteni și pentru întreaga Românie. Mulțumesc mult de tot pentru telefon. Cu asta sunt și eu de acord. În mare parte sunt de acord. Intervin? Nu pot să intervii pentru deci că au fost milioane de români în stradă în 89, astăzi la 28 de ani, 5 milioane de accesare are cântecul Ceaușescu să răzbună pe YouTube. Cum îți explici chestia asta? Urmează rubrica dedicată centenarului. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Noi ne revedem, închidem telefoanele acestei emisiuni până pe data de 4 septembrie, când ne întoarcem și noi și eu și Teddy din concediu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și numai liniște și bine. Să mergem fix cu 100 de ani în urmă. Bună, Claudiu! Salut, Tudor! Fix cu 100 de ani în urmă, 10 august 1918. În această zi, președintele Republicii Columbia îi scrie majestății sale regelui Ferdinand că a fost ales și a fost numit în această funcție. Iată aici, ai scrisoarea adresată majestății sale regelui Ferdinand,
de către Marco Fidel Suarez, președintele Columbiei. În Păversos, semnătura autografă a președintelui Republicii Columbia de la acea vreme. În Basarabia a existat o situație în care organizarea administrativă întârzie și se formează Comisariatul General al Basarabiei, comisariat format din funcționari trimiși din Ministerul de Război în această perioadă, pentru că solicitările, petițiile erau foarte mari ale populației, numărul de funcționari era redus, adresează acest Comisariat General al Basarabiei către Ministrul de Interne o scrisoare în care solicită suplimentarea numărului de angajați, iată peste 100-300 de petiții pe zi care trebuiau redirecționate la diverse autorități ale administrației publice, încă neașezate și neorganizate foarte bine. Se solicită, iată aici, un număr de 17 funcționari care să fie trimiși fie de la București, fie să se facă angajări cu tot cu salarii, se ridica la suma de 10.420 de lei salarizarea acestor funcționari publici. În această zi are loc devastarea unei arhive la Mizil, în județul Buzău. Iată aici, avem o fotocopie după un dosar aflat la filiala noastră de la Arhivele Statului din Buzău, în care șeful postului de poliție scrie că a fost devastată și prădată arhiva secției de poliție din orașul Mizil, județul Buzău. În această zi, 10 august 1918, are loc și predarea Arhivei Societății Dramatice de la Teatrul Național București. Aici avem procesul verbal întocmit în această zi, prin care se predă, iată aici, am predat și am primit predătorul și primitorul, toate actele Societății Dramatice din București. Interesant că în luna martie, aprilie, avusese loc a fost emis de către generalul Prezan un ordin de apărare a garniturilor de tren. Garniturile de tren erau atacate de avioane inamice și atunci generalul Prezan a dat instrucțiuni clare pentru organizarea apărării acestor trenuri împotriva avioanelor inamice. Iată aici aceste instrucțiuni către jandari și, foarte interesant, avem păstrat în acest dosar de la Arhivele Naționale chiar desenul exact cum, unde erau așezați trăgătorii jandarmeriei române împotriva avioanelor inamice. Se spune cu ce erau dotați și cum trebuiau să aibă loc apărarea garniturilor de tren, în special din zona Moldovei, care veneau dinspre Pașcan, Dolhasa și în gările de pe acest traseu. Și iată, într-o revistă străină și aparate de zbor, da, la care faci și referire. De exact. Da, în această perioadă așa arătau avioanele de luptă. De luptă.